Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș a primit 41.310 doze de vaccin antigripal. Acestea au fost repartizate medicilor de familie și pentru vaccinarea personalului medical. Până în momentul de față, au fost folosite 37.936 de doze. La nivelul județului au fost înregistrate până în momentul de față 5 suspiciuni de gripă, dintre care 4 au fost infirmate în urma analizelor de laborator, iar a 5-a este în lucru. La nivelul Direcției de Sănătate Publice a județului Călăraș au ajuns 41.310 doze de vaccin antigripal, iar a fost în totalitate repartizat către cabinetele medicilor de familie, iar o mică parte a fost repartizat în vederea vaccinării personalului medical din spitale, ambulanță, centrele de transfuzie, etc. Câte doze au fost folosite până în momentul de față? Până la data de 4 ianuarie 2020 au fost folosite 37.936 de doze. În acest sezon au existat cazuri de gripă înregistrate în județul nostru? La nivelul județului am avut 5 suspiciuni de gripă, dintre care 4 au fost infirmate, iar una se află în lucru. În afară de vaccinarea antigripală, oamenii vin să-și vaccineze copiii? Sunt reticenți? Cam care? Din datele pe care le avem la nivelul județului, oamenii sunt reticenți. Principala cauză o reprezintă refuzul neasumat al părinților de a se prezenta la cabinetele medicilor de familie în vederea vaccinării copiilor, iar o altă cauză o reprezintă emigrarea. Copiii emigrează alături de părinți. Ei nu mai beneficiază de consultații în cabinetele medicului de familie din localitatea în care domiciliază. Și pentru a remedia sau a veni în întâmpinarea oamenilor, DSP a luat anumite măsuri? Cu siguranță, Direcția de Sănătate a județului Călăraș a demarat campanii de informare a populației cu privire la importanța vaccinării. Vaccinarea este importantă deoarece reduce semnificativ rata răspândirii bolilor. Totodată au fost desfășurată o campanie de instruire a medicilor de familie cu privire la activitatea de vaccinare.